Hello, dragilor! Am ajuns la ziua 12. Astăzi vreau să lucrăm pe flexibilitate, așa că dacă ai un blog sau o carte, s-ar putea să-ți fie de folos astăzi. Vreau să începem în Sukhasana, cu o scurtă călătorie spre interior azi. Lasă fața, umerii relaxați. Palmele se odihnesc fie pe genunchi, fie în poală. Atenția astăzi este în dreptul frunții, punctul dintre sprâncene. Și vreau încet să mă desprind de saltea. Încep să mă îndrept și să-mi imaginez locul meu fericit. Poate fi casa în care ai copilărit, poate fi camera bunicilor, dealuri, grădini, poate fi o bancă pe care îți petreceai zilele după școală. Desigur, poate fi și casa în care locuiești acum. Vreau să încep să te uiți în jur, să vezi ce te înconjoară. Să devii conștient de ce sunete, de ce se aude în jurul tău. Cum este vremea. Ce mirosuri simți. Ce stări te cuprind? E stări de bucurie, euforie. Poate vizualizezi ceva care te emoționează. Vreau să te plimbi încet prin locul tău. O să cuprinzi această stare de bucurie sau de euforie pe care o simți. Să o păstrezi cu tine. Și încet să începi să te îndrepți înapoi pe saltea. Ca și cum ai pluti deasupra camerei. Te vizualizezi de sus. Stând în Sukhasana, pe salteaua ta, radiezi o lumină caldă, plăcută. Emani o stare de liniște, de pace. Îți simți din nou corpul pe saltea, purtând în continuare starea de bine cu tine. Clipește ochii încet deschiși, inspiri, aduci brațele deasupra capului, prind încheietura stângă și doar din puterea mâinii trag și întind încet. Inspir sus, expir și schimb partea. Inspir sus, expir și twist. Așez palma pe genunchiul opus. Inspir sus, expir și schimb partea. Și repet încă o dată twist-ul. In sus, expir, schimb. Și ultima. Expir și întorc.
Dar vin din nou pe mijloc. Dacă ai un bloc, poți folosi de el acum. Nu mai vreau să te așez pe el. Se poate și fără, dar va fi doar pentru tine să te ajute să fie mai confortabilă postură. Vreau să aduc picioarele în partea stângă a corpului. Trec piciorul stâng peste cel drept și vreau să așez genunchii unul peste celălalt. Da, la fel, dacă sunt fără bloc, sunt aici. Am genunchiul drept așezat pe saltea, ridic mâna dreaptă, stânga, trec cotul stâng peste cel drept, răsucesc și aduc palmele împreună. Ridic puțin de brațe și las capul ușor pe spate, privirea la tavan. Eliberez brațele, le întind în față. Mâna stângă trece pe jos. Mâna dreaptă vine pe sus și încearcă să se întâlnească palmele la spate. O să prind degetele. O să rămân și aici. E ok și dacă nu se întâlnesc. Și mențin timp de câteva respirații. Cât de mult se poate, am spatele lung, privirea dreaptă. Eliberez mâinile și schimb partea, aduc picioarele în partea dreaptă. Trec dreptul peste stângul, în doi, și aduc genunchii unul peste celălalt. Întind brațul stâng în față, dreptul trece peste, încă în jur și aduc palmele împreună, ridic ușor, las privirea în sus. Dreapta vine pe jos, stânga vine pe sus. Asta respirația să curgă natural. Eliberez, mă așez pe călcâie și încerc să aduc palmele împreună la spate. Fie dreptul omoplaților, fie le așez mai jos, fie las palmele în zona lombară a spatelui cu degetele îndreptate spre podea. Da, vreau să aduc omoplații împreună și să deschid pieptul. Mențin aici timp de câteva respirații. Și eliberez mâinile. Întind picioarele în față. Vreau să îndoi genunchiul stâng și să-l trec peste piciorul drept. Mâna stângă sprijină la spate, cotul drept va împinge în zona exterioară a genunchiului stâng. Palma este deschisă, inspir, încerc să mă alungesc și expir, întorc, las privirea peste umăr în spate și mențin în Ardha Matsyendrasana acest twist.
și eliberez. Mână. Schimb partea. Întind piciorul stâng. Trec dreptul peste. Dreapta sprijină la spate. În dreaptă. Stânga mă ajută să mă rotesc mai mult, dar pentru că am început, împing ușor cu cotul în genunchi. Lasă palma deschisă. Inspiri în sus, expiri și întorci. Și eliberez. Trag din nou picioarele sub. Mă ridic sus pe genunchi. Vreau să păstrez această linie. Da? Genunchiul, călcâiul într-o linie. Stângul întind în lateral, la fel, într-o linie. Dar nu sunt nici prea în față, nici prea în spate. Pot să mă folosesc aici de bloc. Să mă sprijin cu palma dreaptă. Alungesc. Întind brațul deasupra, lasă privirea spre înainte. Dacă nu vreau să mă folosesc de bloc, sprijin pe palmă sau pe vârful degetelor. Și mențin aici. Așez palmele pe saltea, mă rotesc spre fața saltelei, pășesc în față. Degetele de la piciorul stâng sunt întinse. Palma dreaptă vine sus, îndreptată spre podea. Palma stângă e așezată fie pe coapsă, fie pe gambă. Lasă privirea în față. Inspir, întorc trunchiul pe mijloc, expir, cobor, fie în dreptul pieptului, fie așez din nou mâinile la spate, împreunez palmele, deschid pieptul, las privirea ușor în sus. Cobor palmele pe saltea, trag din nou, mă așez pe genunchi. Și schimb partea, păstrez această linie dreaptă, din piciorul drept în lateral, fie mă sprijin pe bloc, fie direct pe saltea, ca o alungire, ca o linie dreaptă. Întind privirea spre înainte. Și cu următorul expir, aduc palmele pe saltea, mă întorc și pășesc în față cu piciorul stâng. Palma stângă deschisă, îndreptată spre podea, dreaptă, coboară pe picior. Inspir, îndrept spre față. Fie palmele în dreptul pieptului, fie la spate. Încearcă să păstrezi la fel ca pe cealaltă parte. Și aduc din nou palmele pe saltea. Mă așez pe călcâie. Pentru următoarea postură am mai multe variante. Prima variantă sunt sus pe genunchi, palmele așezate în zona inferioară a spatelui, deschid pieptul, capul pe spate și mențin aici. A doua variantă
Eliberez mâinile, deschid în spate și cobor puțin mai mult. Și a treia variantă, mă rog să practici doar dacă te simți confortabil aici. Deschid, cobor și sprijin pe călcâie. Las capul pe spate, pieptul larg deschis. Și eliberez, ies din postură. După ce am ieșit din postura cămilei, vin în balasana, așez scurt palmele pe saltea. Inspir, ridic, expir, downward dog. Nu mențin, astăzi este doar o postură de tranziție. Ridic piciorul drept sus. Aduc genunchiul drept la încheietura mâinii drepte. Așez și mă pot folosi și aici de bloc. Și anume, mă folosesc să mă așez pe el. Pentru pigeon pose, postura porumbelului. Merg ușor pe mâini în față, fie rămân aici, fie rămân pe antebrațe. O să încerc să merg mâinile în față până ajung cu fruntea la saltea. Cu sau fără bloc. Ce simți că funcționează azi pentru tine? Rămân aici timp de câteva respirații. Duc încet palmele înapoi, în direcția corpului, larg deschisă pe saltea, mă împing în brațe, vin în downward facing dog. Și schimb partea, ridic piciorul stâng în sus, aduc genunchiul la încheietura mâinii stângi, mă așez, încep și cobor încet spre munte. Și mențin aici. Și încep încet, trag palmele înapoi. Scot piciorul, vin în spate. Downward facing dog. Și încep și pășesc spre fața saltelei. Las creștetul capului îndreptat spre podea. Aduc mâinile la spate și împreunez degetele. Cu inspirul vreau să ridici ușor pieptul. Creștetul capului va fi îndreptat spre înainte. Mâinile sunt departe de corp, omoplații apropiați. Ca și cum s-ar așeza cineva o portocală aici pe care ai încerca să o storci. Expir, cobor fruntea în direcția genunchilor. In, sus. Expir și cobori. In, sus. Expir și cobori. Ultima, în sus, rămân aici, spatele drept, liberez mâinile, le lasă cadă pe lângă corp, cu spatele păstrat drept, vin sus și pășesc în stânga saltelei și încep și cobor, flexez genunchii, mă pot folosi și aici de bloc să mă sprijin de el. Și vreau să ridic pe vârful degetelor de la picioare. Fie mă sprijin de bloc, fie direct pe saltea, fie încrucișez brațele și prind de călcâie.
și eliberează. Coboară fundul la saltea. Lasă picioarele deschise. Și fie așeză palmele pe colap sau pe genunchi, pe tibie. Sau dacă corpul îmi permite azi, prinde degetele de la ambele picioare. Inspir, încerc să ridic ușor pieptul. Expir și cobor în direcția saltelei. Mențin aici, timp de câteva respirații. Expir, te duce mai aproape de pământ. Și așez palmele în față, mă sprijin și mă ridic încet. Apropii picioarele și trag genunchii la piept. Mă așez pe spate. Întind picioarele și vin în Shavasana. Palmele deschise. Încerca să nu ții brațele lipite de corp. Le lași ușor depărtate. Ochii sunt închiși. Și îmi reamintesc starea de bucurie de la începutul practicii. Lasă-mă învelească în Shavasana. Să fiu înconjurat de bucurie. Și așez palmele pe inimă. Să las toată bucuria asta care se află în mine, chiar dacă câteodată pare ușor ascunsă, să iasă în afară și întind brațele în sus și o las să iasă și mă ridic încet. Ne întâlnim în Sukhasana. Așez palmele în dreptul pieptului și îmi reamintesc că bucuria asta se află în mine mereu. Trebuie doar să învăț să o las, să iasă la suprafață. Că totul pornește de la mine. Mulțumesc pentru încă zi. Namaste.